Toate unitățile bancare au încheiat un protocol cu Ministerul Finanțelor, astfel periodic lista cu persoanele fizice și juridice care au deschise conturi bancare se transmite direcțiilor generale din teritoriu. Dacă vă treziți că nu puteți ridica banii de pe card, verificați dacă nu cumva aveți datorii către Direcția Generală de Finanțe Publice. Primul pas făcut de către Direcția Generală a Finanțelor Publice este trimiterea unei somații datornicului. Dacă acesta nu se prezintă nici după ce a fost somat să-și plătească datoria, finanțele trimit unității bancare unde acesta are deschis contul, un titlu executoriu și astfel contul este blocat. Cea mai mică sumă pentru care a fost înființată poprirea a fost de 100 de lei pentru persoane fizice și de 500 de lei pentru persoanele juridice. Cei care nu primesc salariile pe card și nu dețin un depozit bancar se trezesc acasă cu inspectorii fiscali. Li se pune sechestru pe bunuri care să acopere valoarea datoriei. În situația inexistenței unui cont bancar, se fac demersurile pentru recuperarea sumelor restante prin aplicarea popririlor asupra veniturilor respectivelor persoane care înregistrează datorii. În Gorj, de la începutul acestui an și până în prezent, au fost blocate de către Direcția Finanțelor Publice numai puțin de 2000 de conturi bancare. Asta înseamnă că Direcția Finanțelor Publice are de recuperat în momentul de față 80 de miliarde de lei vechi.